Salutare, salutare! Și iată-ne din nou la un nou gameplay pe PS22. De data aceasta, cum mă obișnuiesc ca de obicei, joc tot pe o hartă nouă. Nouă pentru mine, poate pentru unii dintre voi nu este, poate deja ați jucat-o. Bine, harta asta chiar astăzi a apărut. Depinde, deci în ziua în care am făcut eu videoclipul. Că poate când o să vedeți voi, o să fie altă zi. Și după cum vedeți, la prima accesăm harta, ne spamează aici în bază. Aici e baza noastră, cred că un fel, un loc de casa fermă, să zicem așa mai mult. Hai să ieșim afară. Aici e baza noastră, se pare. Ia să vedem și personajul. Să coborăm scările. Cam să vedem ce avem pe aici. Ia să vedem aici ce ne zice. Avem un exclamării, dăm click pe el, nu ne zice nimic, da? Ok, deci avem o mașină. Avem un header pentru cereale, de asemenea și o remorcă pentru transport. Hai să vedem ce mai avem pe aici. O mașină de recoltat, bănesc o fi de la John Deere, da, este din John Deere. Inegalabilul John Deere, cred că majoritatea cred că sunt de la John Deere aici. Un tractor de asemenea tot de la John Deere cu încărcător frontal. O remorcă destul de mișto, bine că nu mai am remorca aia pe care o urăsc din tot sufletul, nu-mi place deloc remorca aia. Cu deci, asta e tandem, cealaltă e dolly. Aia cu dolly nu-mi place deloc. Asta e, cred că, pentru un împrăștiat îngrășământul, dacă nu mă înșel. Da. Numai un pic, îmi cer scuze. Orice problemă. Pedul la mouse, nu știu de ce nu prea face contact al meu. E chiar enervant uneori. Ok, mai avem încă un tractoraș aici, avem și un cultivator, să zicem. Vedem mai îndată ce este. Aici avem un clas de data asta. Aici iară o de la Hardy. Un utilaj pentru stropit, de dat cu erbicid recoltele noastre. Ia să vedem în partea asta, dacă e destul de mare. Iar avem o ușă aici. Dacă o deschidem, păi ușă, mai să fie. Ce avem noi aici? Un aspirator. Deschidem ușa asta, avem un Vita mai spațiu liber aici. Nu mă bucic. Aici e nasol, e mouse-ul ăsta. Nu putem să-l luăm. Trece acolo din cauza ei. Deci aici avem atelierul auto. Aici ne reparăm și ne întreținem utilajele. Văd o cameră aici. De interesant. Interesantă clădirea. N-am mai văzut sistemul ăsta. Toate porțile astea, n-o să că treci prin ele, dar pe o parte e bine. Să mai salt în sus.
Și apropo, sunt două hărți, din câte am înțeles. Asta care tocmai au apărut, cred că aici avem un punct de vânzare ceva. La noi în bază. Sunt două hărți și diferența între ele este că una e cu tentă rusească și cealaltă, sincer, nu mai țin minte. Tata m-a citit că zice că sunt două hărți și singura asemănare este denumirea. Are aceeași denumire, harta se cheamă Burlaki, dacă nu v-am zis cumva. Aveți link-ul ei în descriere. La harta asta care e acum, nu la cealaltă, cred că o am și pe aia altă. Că aia mi s-a părut acum ciudat că n-am descărcat-o, că zic, măi, mi se pare cunoscut numele, parcă-l mai am o dată. Și când am citit descrierea că sunt hărți asemănătoare, dar numai cu numele, atunci am zis, hai să-i dau o șansă, totuși să o încerc. Bă, că avem două pluguri. Se poate deschide, mă, dar putem intra așa de un picuț doar. Eu avem o bază destul de măricică. Aici, unde n-am deschis-o, probabil și aici. Spațiu de depozitare cât vrei și cât poți să bagi. Uite că mai avem ceva pe aici. Că tot așa arată o cheiță. Ce-o fi aici? O fabrică ceva? Nu. Selectează produsul și cantitatea pe care vrei să o cumperi. Deci putem cumpăra motorină aici. Mai motorină. 5.000 de litri, 2.000 de litri, 1.000 de litri. 500 de litri, 200 de litri, 100 de litri, 50 de litri, 20 de litri, 10 litri, 5 litri, 2... Ai, dă-l încolo, chiar până la 1 litru putem cumpăra. 2 euro. Deocamdată nu cumpărăm nimica, acum suntem în recunoaștere. Așa, apropo, mi se pare că pe harta asta avem obiecte de colecție, ceea ce mie îmi place mult de tot. Când aud de obiecte de colecție, e mișto. Că îți dă un vibe așa de... și e mai interesant. Te face să explorezi harta prin toate cotloanele, să găsești comoara. Sunt un fel de ouă de Paști, cred că. Din câte am înțeles. Harta arată destul de bine, nu era. Mai avem aici niște utilaje. Bă, dar să știți că avem o grămadă de utilaje. Asta iar are un cultivator sau ce-o fi, dar văd că e destul de mare. Și avem utilaje destul de mare. Asta pare o semănătoare. Sper să nu o încurcă, tot timpul le încurc. Avem o rampă. Deci, sincer, nici nu știu pe unde am fost și pe unde n-am fost. De ce aici am văzut că mai avem ceva utilaje. Hai să mai mergem pe aici. Aici nu cred că mai avem nimic, astea sunt cred că doar decorative. Aici e punctul ăla de vânzare. Să vedem că mai avem aici, uite, niște încăperi. Pe aici n-am fost. Asta le putem deschide? Pare că da. Înăuntru ce avem? Nu avem nimic. Avem o drujbă, dar nu cred că putem să o luăm, nu. Decât drujbă, e din aia de curățat, Gavriviu. Dar ce nasol merge mouse-ul? Ce o pățitoare.
Așa. A, mișto. Și mai avem un trigger și aici. Da, deci nu putem vedea nimica. Și persoane care se mișcă pe aici, adică se plimbă, nu se mișcă. Cer scuze de foșneală. Încerc să-mi așez mousepad-ul ăsta și nu merge cum trebuie. Căsuțe. Chiar nu arată rău harta. Acum n-a să... Arată binișoară harta. Acum să nu blabăm că e tentă rusească. Posibil aceeași artă, nu poate fi modificat un pic, nici pe cealaltă n-am apucat să o testez. Păcare de nimic din limba rusă. Unde vânzare sau ce-o pe aici? Destul de bine. Acum, nu știu sigur, poate să fie și în alt și ucrainienii și a bulgarii, parcă au aceeași litere, acum nu mai știu. Dar cred că e rusesc, nu? Bănuiesc, nu știu sigur. Păi, chiar arată bine. Harta chiar nu e rea. Arată binișor de tot. Avem și o apă aici, un pod. Să mergem și în satul ăsta de aici. Măi, pare satul ăsta destul de măricel pe aici. Și drumul pietruit, drumul asfaltat. E chiar e mișto harta, n-arată rău deloc. Cea pentru copii să se joace. Nici nu am găsit încă niciun ou de Paști. Îmi zice că sunt ouă de Paști pe aici, așa, drept cadou, puncte de colecție, obiecte de colecție. Top.
Ah, nu trebuie să deschide. Așa, putem intra înăuntru. Asta putem deschide. Se deschide. Un punct de unde putem cumpăra ceva. Dar ce putem cumpăra? Nu știu. Trebuie să ne uităm pe hartă. Nu știu, putem cumpăra apă de acolo. Ce boschiți mari pe aici. Bă, ce bine e făcută, pe cuvânt. Harta arată super. Pare niște zone părăsite. În teren agricol. Sunt pietre cu teren destul de mare. Pentru că din toată bucata asta când vezi cu ochii aici, e exagerată. Să vedem ce mai este pe aici. Am un pășune de asemenea. De astăzi facem mișcare, alergăm cât putem. Uite și aici, ce bine arată căsuțele astea. Chiar îmi place, mi-a spus. Că nu putem intra. Păi ai făcut satul ăsta. Sincer, arată bine de tot harta. Asta o fi obiectul de colecție, oare? Pare că da. Zicea că ouă de Paște. Cred că le-a luat iepurașul înapoi. Ce mai avem? Și asta e tot de colecție? Două deodată. Și dă 1000 de euro. Ok. Uite, încă un obiect de colecție aici. Dacă nu putem să intrăm pe aici. Am îngrășat. Am găsit trei dintr-un foc. Ia să ridic gardul. Nu a văzut nimeni. Era ceva pe aici, nu? O rablă aici, ruginită toată. Ok. Mergem pe aici. Sărim gardul, sărim la vecinul. Nu vedem, are ceva pe aici vecinul? Nu are nimic. Pe departe. Să ne uităm și pe aici. Păi, sincer, decorațiile sunt chiar superbe. Chiar arată bine de tot. Aici are rufe la uscat. Încă un obiect de colecție.
ne are aici, nu, eu sare două mașini în curte, e bogătaș. Are un van. Păi, e destul de mare satul ăsta, sincer. Și arată destul de bine. Asta se prezintă destul de bine. Suntem prin curți la oameni, la toți oamenii. Ăsta are o epavă aici. Și asta n-am găsit nimica. Păi, sincer, satul este exorbitant de mare. Cel n-ai timp să... să stai să explorezi toate coltoanele pe aici. Și chiar arată bine în casele, cum chiar arată la un sat. Și o apă aici. Trecem și podul. Am să vede și apa. Avem un autobuz. Ok, hai să vedem și harta. Da. Să-și facă salvarea mai întâi. Harta e destul de mare, deci că harta e 4x. Harta e doar până aici, îți margine așa, până în partea asta, e destul de mare. Sunt o grămadă de teren și văd că sunt terenuri destul de mari. Așa, ia să vedem ce avem noi pe aici, suntem mai de aproape. Ce găsim pe hartă? Punct de alimentare, stații de încărcare electrică, restaurant. Aici putem cumpăra var, croitorie, o fabrică de producție, avem fabrică de biogaz. Aici avem serviciu. Așa, procesarea strugurilor, o fabrică, fabrică de zahăr. Deci avem și struguri, cred că, pe harta asta, odată ce avem fabrică. Processing plant, așa, aici se procesează toate tipurile de plante, moară de cereale, supermarket, piața agroalimentară, deci astea sunt puncte de vânzare aici, la restaurant de asemenea, moară de ulei, asta e o fabrică, tâmplărie, la fel, e o fabrică, dar și putem vinde în același timp lemne, aici se produce hrană și cereale, fabrică de cereale. Așa, să vedem ce mai este. Nu mai este nimic pe partea asta. Mai avem astea, le-am văzut. Și mai avem partea asta, la altă. Unde suntem și noi, fabrică de lână. Deci avem un sat în partea asta, un sat în partea asta, altul, unde avem și noi baza, de asemenea. O brutărie, stație de alimentare, iar stație de var, de unde putem cumpăra var. Comerciantul de animale. Târgul de animale. Aici avem un distribuitor de lemne prin containere, deci putem vinde lemne în containere. Așa, ia să dăm un mai departe, să vedem cam atâta. Deci sunt punctele
importante sunt în cele două sate. Un sat din dreapta, un sat din stânga. Din Bălcă, toate sunt poziționate, majoritatea triggerilor acolo. Aici avem magazinul de vehicule și o stație de var. Și cam atâta în partea de sud a hărții. În centru aproape sunt toate, adică în centru, mai mult în est și în vest. Și un pic în centru, să zicem. Ok, deci astea cam așa arată harta. Ia să vedem terenuri. Ce terenuri avem noi? Avem terenul 4 și terenul 3 și 1. 1, 3 și 4. A, și terenul 67, văd că. E cam micuț acolo. Cât? Valoare 0 euro, deci nu valorează nimica. Terenul 1, 226.000, terenul 3, 321.000 și terenul 4, 958.000. Deci, cred că bun că avem terenul, deci nu o să mai trebuiască să cumpărăm acum. Asta e 484.000, 209.000, 123.000, 167, 145.000. Deci prețurile sunt destul de mari. Bănuiesc că și banii pe care îi vom lua pe contracte sunt destul de mari, da. Am avut dreptate, deci 15, 19.000, 12.000. Din cauza că și terenurile sunt destul de mari. O să dureze să faci un contract pe harta asta. Dați puțin să ne teleportăm până la magazinul de vehicule, să vedem cum arată. E Motorex, deci chiar arată destul de bine. Destul de modern. Intra înăuntru? Nu se poate, din păcate. Hai să vedem aici. Nici aici nu putem intra înăuntru. Deci de afară. Ok, ia să vedem ce avem în dotare totuși. Se vede mai bine așa. Tractoare medii. Avem două tractoare. Unul la John Deere și unul la Class. Le-am și găsit. Avem mașină, mașină de recoltat, remorci, avem una singură. Pluguri. Avem două pluguri la fel, dar nu știu de ce. Cultivatoare, avem unul. Grape cu discuri, deci asta e grapă cu disc. Și avem și semănătoare, da, cum am zis. Avem utilaje destul de mari. Avem și un cilindru, stropitoare, sprutător de fertilizant și pentru încărcare frontală accesorii. Deoarece un tractor suportă și încărcare frontală, utilaje pentru încărcare frontală. Și unde se va spama utilajele? Bănesc aici, în curtea asta. Bineînțeles că noi nu o să folosim punctul ăsta de spamare, este un pic mai comod. Le spamăm exact lângă noi unde avem nevoie de ele. Asta în caz de... în cazul în care nu uităm să poziționăm triggerul de spamare. Da, aici avem și un atelier de reparații și de îmbunătățire a utilajelor pe care le deținem. Da, destul de frumos. De ce punct de vedere putem cumpăra niște var dacă ne trebuie? Să ne putem deschide. Nu putem deschide asta. Da, cam asta e. Că aici nu putem deschide. Trebuie să sărim peste. Nu vrea să deschidă. Paznicul ăsta nu vrea să ne dea drum. Uite un utilaj mare pe aici. Parcă vine în partea asta să ne dea extremul. Bă, dar mai vine unul. Un basculant. Și încă unul.
Bă, dar drumul ăsta e cam încirculat pe aici, ar trebui să mă dai eu la o parte. Să avem și niște apă pe aici. Unde am putea noi să mai mergem, mă? Putea merge la comerciantul de animale, care este aici undeva. Un pic. Aici arată o casă. Fii de par, ia să vizităm. Ia să vedem ce e aici. Ar fi o bază. Nu putem deschide. Dacă putem să o cumpărăm. A, de deschis, se deschide porțile, văd că. Aici parcă am fost noi. Așa. Livestock complex. Să mergem și până aici, să vedem. Aici cred că putem cumpăra alimente, dar am fost pe aici. Complex că am părăsit ăsta de aici. Stai că nu mai știu unde am văzut comerciantul de animale. Am văzut că e asta de aici, dar nu e. Nu știu că am văzut comerciantul de animale pe undeva, dar nu mai știu unde. Târgul de animale. A, e chiar aici. Ia să tragem o fugă, să vedem și pe asta. Să vedem cum arată. Da, zona e... Aici putem cumpăra niște... sau vinde. Nu, putem cumpăra, vinde. Ce putem vinde balos de paie, fân și așa mai departe. Aici avem animale. Ia să vedem, avem puncte... A, uite, iară, obiecte de colecție găsite. Să vedem. Deci nu deținem nicio pășune, nu avem hambar pentru animale, spațiu pentru animale, deci o să trebuiască să poziționăm noi ceva. Și abia după aceea putem cumpăra niște animăluțe. E destul de mare. Arta este destul de mare, deci e 4x. Ok. Hai să vedem ce contracte putem face. Facem așa un contract așa de testare, să vedem cam cum merge, cum se mișcă utilajele. De arat n-avem nimic, cultivare n-avem nimic, clivire n-avem nimic. Semănat n-avem, avem doar recoltare. E, avem ovăz. Recoltează pis. Ce o fi asta, mă, oare? Și ăsta la fel. Parcela 39. Ia să vedem ce este. Și pe unde e parcela 39? Păi, dar trebuia să mergem să vedem și terenul, dar după cum văd eu, terenurile noastre nu sunt cultivate cu nimic. Sunt cam paragină. Dacă mergem și facem un contract mai bine. Da, deci cam 39, nu? Parcă. Da. 39, ia să vedem pe unde au pus 39, 24, 26, 21, 30, 31, 36, 32, 37,
Uite-l aici. 39 e tocmai aici sus. Și 38 e aici. Ne avem cumva pe 38 un contract? Nu, avem pe 26. 9, 26. Vedem dacă avem ceva prin apropiere. Deci nou era ăsta de aici, nu? Da. Dacă avem ceva prin apropiere să ne teleportăm și noi până acolo. Cam ar fi în partea asta de aici. Hai să mergem pe acolo. Scriem minimapul. Care este chiar mini, mini de tot. Hai că suntem pe aici. Nu suntem departe. Să vedem cum ne ieșim noi de aici. Nu e poarta, nu e poarta pe aici. Ok, hai că am sărit, Drago. Noi trebuie să mergem în ce direcție? În direcția aia, nu? Să mă bag direct în apă. Avem un drum pe aici. Giu și nenorocă. Facem mișcare așa. De ce o fi, mă? Interesant. Mergem pe drumul ăsta pe aici. Da? Sincer, aș putea să le spamez aici, dar n-are rost, hai, fugim o leacă, vedem și noi terenul așa, de mers. Avem un iaz pe aici. Păi, sincer, n-am văzut căprioare pe harta asta. Sper că mi-a scăpat mie sau poate le-ați văzut voi și nu le-am văzut eu. N-am văzut căprioare, sincer. Acum să nu zici că trebuie să trec apa pe partea aia altă. Bucata pe care avem noi este pe partea cealaltă. După cum vedeți. Să vedem. Nu e nicio punte pe aici. Hai să mă pun un pic, mai de 2 ori din mână și gata, am trecut. Se pare că am ajuns. Cred că ăsta e terenul. Cred că avem. A, asta cred că e Mazăre, dacă nu mă înșel. Da, măi, deci asta e Mazăre. E prima dată când. Recoltăm așa ceva. Ok, hai să punem trigger-ul aici. Mergem în partea asta. Mergem înapoi. Da, stați că se face siesta. Gata, ai terminat? Ok, hai să mergem și noi să continuăm. Mergem 39, dăm împrumut articolele și dăm ok. Mergem înapoi și surpriză, le avem aici. Și surpriză că lipsește ceva. Pe dat tractorul și ne-au spamat remorca. Și dacă mă duc, cred că la magazin. Stați puțin că nu mai țin minte pe unde. A, aici e. Magazin de vehicul vizitează.
Cred că e aceeași pățanie care am pățat dincolo atunci, nu mi-au spamat tractorul și mi-au spamat remorca. Nu. Pare că nu e aici. A, am văzut-o. Dar nu înțeleg de ce nu mi-au spamat-o acolo. Mi-au spamat-o aici. Haide mai, fugi o leacă. Nu uitați unde mi-a spamat remorca. Deci eu acum eu trebuie să vin înapoi să iau remorca de aici. Un utilaj aici, nu? Un basculant, oare putem să pot mă urc în ea? Nu pot. Da. Ia să dăm așa, deci ăsta e tractorul nostru, dar le lăsăm pe astea. Hai să ne apucăm de treabă totuși, nu?
să mergem noi să ne aducem remorca. Nu știu de ce se întâmplă chestia asta, data trecută, când tot așa, mi s-a spamat remorca și nu mi s-a spamat tractorul. Acum e chiar invers, pe dos. S-a spamat tractorul, mi s-a spamat remorca aici, dar nu știu de ce. Aveam spațiu de rechetă aici, zona asta. Un pic ciudat. Ia să vedem cam pe unde mergem noi. Noi suntem acolo până la shop. Păi avem cale lungă. Cred că până ajungem noi să și umple utilajul. Străbătut. Eu trebuie să traversez apa asta și nu știu pe unde. A, dar aici mă duc... Și stai că aici nici nu mai merge. Până aici a fost harta. Unde găsesc eu un pod să pot pe ca aici era podul. Aha. O să iau în partea asta de aici. Ca să ne tot pe drumul ăsta așa înainte, nu? Păi, sincer, am de mers o grămadă. Nu știu cum, dar... Am de mers o grămadă până ajung acolo. Încerc, sper că e acolo, în zona aia în care mă gândesc eu că este. Ia stai un pic. A, deci e aici. Eu trebuie să cobor în jos acum. A, și trebuie să trec apa din nou. Se pare că n-am niciun pod pe aici. Singurul pod era pe aici. Alt pod nu mai văd pe aici. Nu mai e niciun pod. Pe bune. A, deci eu acum eu trebuie să mă întorc înapoi. Și să o iau pe aici. Da. Vedeți? Sală. Băi, ar trebui să mai construiesc un pod pe aici. Vreau să ocolesc o grămadă până acolo, îmi dă seama și cu recolta. Eu trebuie să mă duc și să mă întorc înapoi. Și pe aici se traversează. Trebuie să vedem în care parte trebuie să o iau acum. A, dar stai că n-am ajuns. Nu, nu, nu. Încerc să mă duc pe aici. E ciudat. Este că nu prea vezi pe minimapul ăsta. Mi-arată și punctul unde trebuie să duc. Deci nu e departe unde trebuie să duc eu recolta. Că văd că exact aici trebuie să duc și recolta. Înseamnă că ăsta e punctul pe care pot să traversez eu podul. Nu? Da, exact. Și eu ar trebui să fac după aia în stânga, în dreapta.
Stânga, dreapta, nici eu nu știu. Mă, ce copăcăraie e pe aici. Să ne mergem bine? Băi, am trecut de drumul ăla. Cred că e un drum pe aici. Cred că merg ok dacă o iau pe aici. Un pic pe margine, că nu prea văd pe harta aia unde sunt. A, deci e serviciu, mă. A, ce păcăleală am luat, ăla e serviciu. Etichetează locul, mă, ca să-l vedem. Deci noi de acolo mai avem de mers, de pânat o grămadă. Pe până ajung eu, ăla cred că se umple. O să facă precedent acum. Am concentrat pe mini-map-ul ăla. Ia să vedem, mergem bine. Dar trebuie să o luăm pe aici, nu? Avem cultură de porumb pe aici.
Problema e că s-o spamat tare ciudat. Poate nu mă. Să încerc să împing un pic din spate de aici. Pentru că pot să mă întorc invers. Cred că e de ajuns. Spamat tare ciudat. Pare că drumul nostru pe harta asta e plin cu peripeții. Cred că acolo pe pod o să trebuiască să fac stânga. Cred că pe aici ajungem mai repede. Venim o mașină. Hai, dar treci acum, nu stai aici. Haide, mă! Fii atent ce face asta aici. Dar pleacă-mă odată de acolo. La data viitoare nu mai te-l aștept eu. Intru-n tine, pe timpul ăla. Fii atent ce mi-a făcut. Da, și drumul ăsta îl țin înainte și ar trebui să mă ducă până aproape de bucata mea. A rămas semnalizarea pusă. Da, avem de mers, nu glumă. Nu știu de ce nu s-a spamat remorca asta tot acolo. E tare ciudat. Nu știu care e motivul. Hai să vedeți.
din interior destul de fain. Am putea vedea în spate, să ne întoarcem în spate. De ușa din spate, dar asta e la remorcă. Ce schimbă camera? Nu mai avem mult și ajungem. Ca mâine ajungem. Cred că băiatul ăla cred că s-a și oprit săracului sătul decât o... Când ajungem noi ăla, cred că s-a terminat și pauza de masă. Hai să vedem, poate ajungem pe la urmă. Trecem banda asta, la altă, cred că trebuie să facem stânga. Pe arătură pe aici noi. Așa, stai un pic, avem o problemă. Să vedem pune e podul. Pe aici nu văd pe harta asta. Da, stai că își face asta salvarea, iară. Hai mă, hai mai repede. A, deci trebuie să vină pe drumul ăsta să-l țină în jos. Singurul pod aici, mai dacă e să rămân pe harta asta să mă ajut, trebuie să fac neapărat niște mai multe podețe pe aici. Trebuie să pun niște poduri. E prea mult de ocolit. Este pod pe aici? Da. Pare că pe aici putem coborâ. Să mă arunci pe bucata noastră. Da, unde e băiețașul? Unde s-o ascuns? Nu putea sta aici, mă. Ia timp cum s-o apucat ăsta de treabă. Ce stil?
în sfârșit am ajuns. Să scrie ce utilajul. Păi zic direct în copac, nu am văzut copac acolo. Păi să angajez muncitori, vezi ce fac muncitori. Trebuie să dai un pic mai în spate să uită. Ce e asta? Fendi? De la Fendi. Ce vedem? Da, de la Fendi.
să vedem, am putea să mai luăm un contract ceva. Ne facem băiatul ăsta treaba acolo. Sper să facă treaba ca lumea. Vedem ce contracte mai sunt pe aici. Am un contract de ovăz. Acela 26 care e tot de mazăre. Deci pins înseamnă pins sau pis. Nu știu dacă pronunț corect, înseamnă mazăre. Deci ea e mazăre. Ia să vedem dacă unde e terenul 26? Cred că e departe de noi. 6. Terenul 26. Cred că e pe aici, pe undeva. Ei, 7, 2, 2. Dar și aici tot aiurea numerotate. 16, 12, 42 aici. Aici e 20, 21, 22, 23, 27. Asta e 26-le de aici. Mai cam departe. În capul celălalt. Nu-i bun. Nu-i bun deloc. Hai să vedem, să dăm new contract, să vedem de alte contracte. Avem fertilizante, uite, 30 și... A, 39 lei al nostru. Credeam că mai avem unul lângă noi acolo, nu. Uite, 40. Rapiță. Trenul 40. Trenul 26. Măi, iar numai atâtea contracte avem. Iar fertilizare, da. Tot am făcut fertilizare, vreau să fac și altceva. Ar fi ăsta de recoltat, că sunt mișto, chiar îmi place. Ia să vedem terenul 40 și departe de noi. Chiar sunt curios dacă îmi spamează de data asta toate utilajele. Sau îmi spamează la fel o parte din ele și o parte mi le desmul la bază. Ah, e chiar lângă. Mai trec drumul în partea cealaltă și... Ok. Să trec în partea cealaltă. Nu este să văd în ce direcție merg acum. Terenul 40. Da, deci este în față. Alergăm puțin. Acesta este. Să punem din nou triggerul de spamare. Ia să vedem dacă de data asta ni le spamează pe toate. Mută articolele.
Nu știu de ce. Vedeți? Iară, mi-a spamat tractorul remorca, nu are o problemă cu remorca, bă, că nu vrea să o spameze. Se pare că s-o umplu băiețașul. Hai să mergem să-l descărcăm. Da, bă, că e aceeași problemă. Nu știu de ce nu vrea să spameze și remorca. Nu știu, mai am eu un mod să văd dacă reușesc să spamez, dar nu știu sigur. Când spamez aici remorca, nu m-aș mai duce până acolo. Am demers o grămadă. Plus că n-am podul și am de ocolit. Deci are o problemă, nu vrea să spameze toate utilajele. Că de data asta îmi umple și remorca, dar nu cred. Nu cred, cred că mai merge o tură. Cred că termină și bucata, dacă nu mă înșel. Dar nu cred că mai am în partea aia. Pe ăsta de aici, îl lăsăm aici. Ok, hai să ne dăm jos. Când mergem să luăm punem header-ul aici. Acum avem un case. Și remorca. Nu știu de ce nu mi-a dat header-ul separat. De fapt așa se dă. Știu că dincolo îl puneam eu. Agațe în ea. Păi, să-l pun eu pe ăsta să facă. Îl pun să meargă așa la deal. Îl pun să meargă așa la deal.
O să mergem noi înapoi și să vedem ce putem rezolva. Putem să aducem cumva remorca aia. Vedeți, terenurile sunt destul de măricele aici. Harta arată destul de bine. Foarte bine arată harta. Mergem să luăm tractorul de acolo. Sper că nu a ajuns ăsta cu... Încă nu, deci noi aici ne-a dat un PCB. Aderează toate roțele, toate patru roți, giratoare. Foarte fiabil tractorașul ăsta. Mai stau cu el. Tot pe contracte. Așa. Ia să vedem. Avem chestia asta și să vedem dacă pot să scrie ceva, ceva cu spam. Flight mode, tunnel, menu, edit, avenue. A, nu mai este? O să mă dau afară din tractor, poate din cauza asta nu merge. Era ceva cu spam. Uite aici, spam, obiect și materiale. Dăm OK. Deci uite, într-un spam. Balot, bumbac. Balot de fân, balot de pleavă, balot întreț, balot aști de lemn, lemn, mad. Deci nu merge utilaje să spamez. Spam, object și, ba da, zice obiect și material. Obiectele unde sunt? Palet. 2 balot bumbac. Balot setezat. Dar unde să... Nici utilaje nu pot să spamez pe mine. Aici nasol. Să vedem dacă... Sigur au spamat-o tot acolo remorca, dar nu știu de ce. Uite, apoi ceva aici, asta ce-o fi oare? A. Sigur mi-a spamat-o înapoi aici. Merge serviciul, stai că e mai jos aici. Da, uite, remorca e aici. Așa, mai uite că am rezolvat. Am rezolvat problema, deci am dat resetare și uite că mi s-a spamat acum aici. Perfect. Hai să o luăm JCB-ul ăsta de la Fast Track. Hai să cuplăm remorcuța.
Așa, și suntem gata să-l golim și pe băiețașul când se va umple de rapță. Da. Ia să mergem aici, că sigur se va umple băiețașul ăsta înainte. Dacă nu, cumva deja ne așteaptă acolo. Sunt prea departe, se pare. Mai sunt prea... Hai, du-te încolo. Fii atent. Acum m-am dus mai încolo și m-am dus prea departe acum. Așa. Dar mai merge, mai vin de acasă. Pare că băiețașul ajutorul că nu vrea să mai apuce de treabă șoferul ăsta meu. Problema asta că îmi dă de ceva obstacol, acolo începem asta. Nu te duci, mă. Bă, asta e dus cu pluta rău. Nu dau să meargă drept aici, el se duce aiurea. Da, unde -s? Nu sunt utilajele celelalte. Cred că nu mai găsesc. Da, unde-i, mă?
Care parte era? A, în partea, tocmai în partea asta la altă. La deal, aha. Nu mai găseam. Adică e destul de încăpătoare regiunea asta. Am înțeles, scuze, am lipsit un pic. Am revenit, nicio problemă. Oh, de bea oricare. Hai că-l lăsăm aici. Remorca de la Cronin. Chiar e mișto tare remorca, îmi place. E și încăpătoare, deci am pus 3 mașini de recoltat, l-am descărcat în ea și nu cred că merge și a patra. Dacă mergem la contracte și mai dăm o dată o resetare. Mai dă ceva contracte noi? Copire, deci recoltare, văd că tot astea au rămas. O văd și cu
Mazăre, stropire. Ai luna august, nu prea mai avem altceva. Semănare nu avem, cultivare nu avem, arat nu avem, balotare nu avem, fertilizare avem, recoltare avem, stropire avem. Da. A, cam astea sunt. Deci aici trebuie să ne cumpărăm, cred că când avem asta pentru animale, încă nu ai țarcuri, deci nu avem țarcuri, trebuie să ne punem ca să putem să ne cumpărăm animale. Băiețașul ăsta văd că mai are. Dăm un pic jos. Bine, dacă putem să ne suim, sper să nu se oprească dacă ne suim noi. Partea cealaltă, ce face băiatul. Să ne uităm pe hartă, așa să vedem. Se pare că s-a oprit. Dar nu știu de ce. Ah, am bănuit eu de ce. Am lăsat eu tractorul în mijlocul drumului aici. Păi, dar lasă-mă să trec. Ok. De asta s-a oprit. Am lăsat eu tractorul în mijloc acolo. Vina mea. Gata, mă poate să-și continue treaba. Se mișca și ăsta destul de rapid. Dar oricum are o bucată destul de mare. Chiar dacă o face pe asta, o să mai rămână cu bucata asta de care vreau să o pun după aia. Ok. Asta ia și rapița lui ăla. Dar cum e posibil așa ceva? Și rapița, după că e luat-o. Acum va trebui să mă duc să-l golesc pe ăsta.
face ceva bani si... în recoltă. Deci iese, tot timpul iese un ciubuc. Dacă nu s-a luat acum așa, se face și ce mai rămas dacă nu. Parcă rămăsese pe aici pe undeva. Nu știu, părea că facem nimic. Se adună acolo bănuți. Se poate și prin partea aia pe la deal, pe acolo, cumva. Hai să facem un loc pe el, așa. Nu se pare că aici au făcut treabă bună. Hai să ne întoarcem înapoi, uite aici au lăsat. Bă, dacă ar merge să-l facă treabă din păcerul, nu și din păcerul ăsta. Asta să mă duc să... Îl bolesc pe ăsta. Mă sper să-mi încapă tot în remorcuța aia. Mai vin încă o dată. Mă duc ăla. Am scăpat. Ok, stop. Să vedem dacă încape tot. Perfect. Am golit tot. Trebuie să vedem acum. Dacă mă duc eu să-l pun aici.
vedem, merge sau nu merge. Păi, se pare că merge. Interesant, dar nu știu cum. Cățel, dar sper să nu se ciocnească între ele acum. Eu mă asigur cu asta că îl pun în partea aia la altă. Să mergem să facem și capătul ăsta, dacă tot suntem aici. Așa. Acolo un pic. Acolo. Opa. Asta. E prima dată când pot să folosesc. Dar nu știu ce o ia el într-o parte, eu asta nu înțeleg. Nu știe să meargă drept sau care e problema. Asta și pot folosi de pe un contract cu altul, înainte nu era posibil, de altă hartă nu posibil, pe asta este. Vreau să mergem mai acum și să descărcăm asta, încă nu e plină, fii atent, mai trebuie 7% ca să fie plină remote asta. Și care îți deschide minimapul. Vedem, opa, câți două puncte acum. Pare că la primul trebuie să mergem noi. Mi se pare că la primul, al doilea e, cred că al doilea contract. Trebuie să mergem pe aici. Trebuie să trecem podul acum. A, dar bine că îți faci iară salvarea. Ce enervant e. Trebuie să modifice chestia asta, că nu-mi place deloc. Așa. Da, deci trebuie să traversez și apoi să fac la dreapta. O luăm pe aici.
mă gândesc că ce o rămâne în plus, dacă rămâne ceva, dacă se umple cumva de mort asta, va fi al nostru. Dar aici mă uit să văd unde a rămas ăla. Unde a dispărut ăla, că nu-l văd. Băi, ăla o fugit cu recolta noastră. Că vezi dacă nu a fugit ăla... Băi, aici nu-l văd. Unde a fugit ăla, mă? Fii atent unde s-a băgat ăsta. Ăsta s-a băgat la umbră și doarme. Fii atent să vezi tu ce-ți fac. Gata, stai salariul, nu te mai plătesc. Du-te încolo, eu îți dau să faci treabă, tu te duci la umbră și dormi. Fii atent ce-o făcut ăsta. Mai, nu mai bază în angajații ăștia. Gândeam acum că nu o fugi cu rezolta. Prima oară când am fost să-l folosesc mașina de recoltat de pe alt contract, să o folosesc la alt contract. De prima dată. Se mai putea face, dar cu condiția să schimb header-ul. Dacă schimbai header-ul, atunci nu era nicio problemă, mergea. Și dacă ați văzut cum ultimul parcă video, dacă nu mă știu, dai, a fost cu cultivatorul de pe contact, am să-l folosesc să fac la mine pe terenul meu. Și nu mergea. Deci am trebuit să închiriez un alt cultivator și am folosit tractorul doar. Dar văd că aici merge. Interesant. Se poate duce. Să nu se remedieze problema asta. Se pare ok. Seama, poți să faci mai două contacte și faci două mai deja închiriate două utilaje. Nu și faci toate contactele, restul contactele de recoltare. Nu folosești tu trajul ăsta. Ăla nu le uzezi, nu trebuie să le repar, ci plus că nu consumi carburantul tău.
pare curat. Să mergem să-l ajutăm pe ăsta de aici. Deci, am amețit aici cu mouse-ul ăsta. Ce ai, mă? Ia atent ce ciudat cum se mișcă mouse-ul. Ok. Faci treaba acum sau? Nu trebuie sa iau pe aia. Parcă văd că o să termin eu cu asta. În baza lui ăla. Ce fac țanți eu? Nu o să treacă să meargă în continuare în față. Poate urmează că erau unul lângă altul. Poate din cauza aia au mers. Mi-am dat seama când am văzut că am ajuns cu header-ul în bucata cealaltă de șolua din ea, aici, opa. Ce pe aici face ala? Nici pe bucățică, pe bucățică.
cred că mai iau o pauză. Dacă s-a umplut ăsta. Păi papușii lui. Nu știu, mi-au rămas acum cu tractorul de lansat. Unde fuge ăla, mă? Ia să vedem acum dacă îmi ajunge sau nu. Ugolesc pasta, ugolesc pasta aici, nu mai au cu mine. Put în tractor și... Fie aia că asta am golit-o. Mergem să ne urcăm în tractor. Deci să mergem, să luăm mașina cealaltă de recoltat. Mai are și aia un pic. Până. În jos. O fugit ăsta, mi-a zis, pac. Dezertorul ăsta. Terminăm și ăsta de aici. Ce are asta aici? Cred că e surplusul nostru. Hai că am terminat. Hai să mergem să-l distrăcăm și pe ăsta. A, și se pare că s-a umplut. Asta este. Nu mai vin în cătură pentru că tot mai rămas acolo. Da, să mergem să-l ducem și pe ăsta.
Avem 111.000, deci avem... Bine că am mai avut ceva bani din... Nu să mă pică pe aici, nu? Unde trebuie să descarc eu? Dar de unde? Că eu trebuie să merg aici, la moara de ulei. Etichetează. Aha. Da. Deci am mers greșit. Așa, eu trebuie să o iau pe aici, în jos, cred că. Să vedem în care parte se vede verdeața aia, dar nu o văd. Nu o văd nicăieri. Minimapul. Trebuie să fac acum în partea asta.
1983 am luat și aici pe record. E bine că mai, dacă aș aduce și ce restul, am mai face ceva, dar... Nu mă complic. Să-l mai aduc, să vedem, poate când ne ia utilajele, poate ne dă și banii pe ce mai avem în mașina de recoltat. Hai să mergem să colectăm. Contractul 39, îi dăm colectare, e terminat. Și asemenea contractul 40. Da, și am venit vânzarea recoltelor, am mai făcut 7622. Deci am făcut ceva bănișori. Și am rămas pe jos. Harta e plăcută. Chiar îmi place harta cum arată. Dacă o să vă placă și vouă, aveți linkul în descriere. Și ce să vă zic, distracție plăcută, nu? La joacă. Ok, vă urez toate cele bune și până data viitoare, eu vă zic, pa, pa!